Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi urmăritori! Tiroleze la jardinieră. Este un produs pe care vreau să-l adopt, să-l țin în fiecare an. Deci există acest produs la vânzare în fiecare an la mine. Am aici, după cum vedeți, alveolele cu tiroleze pe care vi le-am prezentat și când le-am tăiat și în urmă cu vreo două săptămâni într-un live în care v-am arătat cum montez ghivece suspendate cu tiroleze. Acestea sunt ghivecele pe care le-am montat în acel live. 4 fire, 5, 3, dar în principiu 4 fire în fiecare ghiveci. Și acum o să montez jardiniere. Am întârziat puțin cu achiziția jardinierelor, n-am avut timp să merg să cumpăr, dar acum am fost obligat pentru că aceste tiroleze au crescut destul de mult și s-au sufocat. Vă dați seama că într-o alveolă sunt 128 de fire, sau cel puțin atât ar trebui să fie. Haideți să vă arăt cum montez jardinierele. Am ales să cumpăr jardiniere mai de 60 de cm adânci, deci nu sunt modelul ăla de 15 cm sau mai puțin de 10 cm înălțime. N-am găsit să cumpăr aceeași culoare, o preferam pe asta, dar n-am găsit toate la fel și a trebuit să cumpăr și alte culori. Vedeți că am și roșii, și maro, și gri. Aici e cimitirul plantelor, să știți că suculentele n-au rezistat toate, aici e suculenta aia MOV, toată a murit, acolo în spațiu de suculente. Asta este, compost. Eu am toate alveolele etichetate, deci eu știu ce culoare este în fiecare alveolă. Am tăiat separat, special să știu culorile în momentul montării, pentru că intenționez să pun 3 cuburi în fiecare jardinieră și să formez o simetrie. Și am foarte mult roșu și alb, am și ceva lila, vă spuneam eu că s-au îndesit, vedeți că și-au îngălbenit frunzele de la bază pentru că n-au mai văzut lumina și plantele sunt puțin alungite, dar eu acum la montaj le ciupesc vârfurile. La toate firele le ciupesc vârfurile, le rup pur și simplu vârfurile, ca să lăstărească, să se îmbogățească. O să montez o singură jardinieră. Se văd că sunt 4 fire. Și unde să fie 3, cuplez. Acum pur și simplu le rup vârfurile și bobocii, pentru că văd că au și boboci unele. În felul acesta. Și o să pun în extremități roșu și în mijloc o să pun alb. De exemplu, aici sunt 3 fire. Da, mă mulțumesc cu 11, dar numai puțin de 10. 10 fire în fiecare jardinieră. Și acum le ciupesc, care sunt foarte lungi, le rup mai mult, care sunt mai mici, doar le ciupesc vârfurile. Bineînțeles că folosesc turbă. Mă amestec cu perliș și plus cote, îngrășământ granular cu eliberare îndelungată. Avem roșu și alb în mijloc. Pesez puțin, am îngropat puțin mai mult cuburile ca să stea cât de cât drepte plantele, cel puțin până face pace cu nouul substrat. După ce încep să crească, o să coboare.
O să curgă. Vă dați seama ce jardiniere frumoase o să fie acestea. Mă uit prin telefon. Dacă găsesc poze, vă pun câteva poze cu jardinierele de anul trecut. Vă mulțumesc pentru că m-ați urmărit și până data viitoare vă doresc numai bine.